Iată-ne la al 10-lea pas, când vom discuta de lucruri din ce în ce mai importante. Am înțeles în mare că muzica nu e doar un decor, nu e ca și mâncarea, gustul, ci muzica este un tren de afecte, fiecare vagon cu încărcătura sa, care se descarcă în suflet și îți programează inima. Și dacă din inimă ies toate izvoarele vieții, nu din tărtăcuță, din inimă, dacă din inimă ți ies dispozițiile care te fac pe tine Absaloame să mergi pentru sau contra unei propuneri, unei decizii, atunci fii atent pe cine lași să intre în sanctuar să-ți preprogrameze viața, trăirile. Suntem la un capitol care se numește estetic sau etic. Era un tablou obscen. Nu știu dacă știți ce e obscen, dar pentru copii e ca și când ți-ai arăta fundulețul. E ceva urât, obscen. Sunt lucruri care noi le acoperim pentru că fac parte din intimitate. Nimeni nu trebuie să intre. Ei, eu nu. Și acest obscen a fost prezentat la o mare expoziție. Fai, ziceau cu coanele și își întorceau ochii. Doamne, dar e artă. E expresie. Noi ne exprimăm, e artă, e libertatea expresiei. Esteticul n-are treabă cu morala. După cum politica n-are treabă cu morala. Sunt alte domenii. Bucătărea sa nu e și mecanic de locomotivă. Eu vreau să văd în ce măsură frumosul, eu admir frumos, uite, sferele astea ca luna plină, când era vorba de obscen. Niște lune pline, nu? Estetic, nu te uita moral, estetic. În ce măsură esteticul are confluențe sau tangențe sau secanțe cu eticul? Eticul însemnează binele și răul. Mora mori, în latinește, ethos însemnează binele. Morala, etica. Să mergem la drum. Aveți aici un tabel de mari filozofi, gânditori, din vechime și până în modernitate, contemporaneitate, care au încercat să spună ce e binele. Canibalul e și el filozof. Și pentru el etica, binele și răul e centrat pe sine, ci că să te mănânc pe tine e bine. Să mă mănânci pe mine e rău. Deci etica acestui mâncător de oameni, a canibalului, antropofagului, este egocentrică. Și e bine dacă, auleu, ce păcat am pierdut bani, ce bine că am găsit banii, zice cel care îi găsește. Binele și răul e ca și etica canibalului la noi. Care e etica cea bună? După care etică să te ghidezi? Care este nordul, sudul, estul, vestul? Unde e hotarul? Unii zic, care e zona gri? Adică nu e nici rău, nici chiar bine. E zona gri, mergi pe fâșie, n-ai trecut încă granița. Știți cum e? Oamenii din lume, atunci când au încercat să definească axa, nu, polul nord, după care, sau steaua polară, după care să-și orienteze gândirea etică, au spus omul. Luăm omul, uite. Și omul să spună ce e în el ca să vedem care sunt valorile pe care să le apărăm. Și oamenii au descoperit că există 4 stâlpi. Am făcut la un curs de filosofie aceste lucruri. Academic. Dar oamenii au spus bine și tare mi-au folosit aceste lucruri. Sunt 4 stâlpi care definesc demnitatea umană. Omenescul nobil. Și aceștia sunt, am făcut un vultur care zboară. Uneori visezi să zbori și nu poți, că ești pământean. Ce înseamnă zborul? Libertate, bravo. Larisa. 2. Când vorbeam cu Ștefan în avion, ieri când am venit, el îmi spunea, familia, să
aparții cuiva și să-ți aparțină cineva. Cum se numește asta? Apartenența. Vă spun, noi suntem făcuți să aparținem și să fim apartenenți. Deci suntem făcuți să fim ai cuiva și să fie cineva al nostru. Nu numai unul, pot să fie mulți, să fie toată lumea, voi sunteți toți ai mei, mă credeți? Eu sunt cel mai fericit. Al treilea stâlp, vezi, după omul ăsta e un altul, identitatea, de fapt, cine ești? Repet, autonomia sau libertatea, doi, apartenența, asta definește omul, trei, identitatea, iar patru, un nene se uită pe gaura cheii, intimitatea, privacy, nu știu cum se traduce în românește, privatețe, intimitatea, intimacy, e altceva, privacy, adică zona privată, domeniul, teritoriul, domeniul privat. Ei, acest domeniu privat, nimeni n-are voie să-mi citească scrisorile, știți, legea privateții, să asculte telefoanele mele, pentru că eu sunt privat. Dacă mie asta, m-ai făcut rob. Scandalul din America pentru actul patriotic și așa mai departe. Dacă tai una din ele, e nemoral. Moralitatea e să respecti astea patru, zice filozofia. Dacă calci una, ești imoral. Și interesant, pușcăria le calcă pe toate. Îți ia libertatea, te desparte de cei care ți aparțin, îți dă un număr, nu mai ești Gheorghe, ci ești numărul 437, și privatețea, prin gratile alea, se uită gardianul ce face, eh? Te scarpin după ceapă. Bine. Deci nu mai ai zona intimă. Vedeți cum pușcăria e cea mai grea pedeapsă pe pământ? Pentru că îți ia cei patru stâlpi, cele patru dimensiuni ale demnității tale. Știți că toate aceste lucruri sunt amenințate, intimitatea sau privatețea, identitatea, aparența și libertatea, deci, dinăuntru sau din afară? De unde vine pericolul care fură libertatea? Dinăuntru sau din afară? Din afară, e sigur că da. Ele toate trimit, uitați-vă pe hartă, la exterior. Etica este știința care reglementează doar exteriorul. Să nu faci cuiva așa, să îl lași așa. Deci etica este domeniul după lume, atenție, după filozofia lumii, care reglementează exteriorul. Iar interiorul, ha, cum simți? E un tablou nebun? Un tablou din Evul Mediu sau din post-Evul Mediu? Esthetos, aesthetos, se scrie în greacă, esthetos. E ce simți? Simți e înăuntru, estetica nu e reglementată de etică. Dacă eu în casa mea vreau să stau în cap, e în casa mea. Dacă stau afară, nu, e rușine. Deci, etica reglează exteriorul, estetica interiorul. Ați prins ideea? Și dacă eu fac estetică, eu fac de capul meu cum vreau și cu lune pline. Ați înțeles? Dumnezeu are o altă morală. Să vedeți cât de deosebită este etica divină de etica umană. Și asta e o chestie care pentru putem înțelege și noi, la orice vârstă. Dar mai ales cei care sunteți tineri, care sunteți în fața unor decizii, care vreți să știți ce e binele și ce e răul. Îl vedeți acolo pe Hristos? Care este criteriul moralei divine? Răspunsul standard, dar nu-i complet. Decalogul, cele 10 porunci. Dumnezeu așa a exprimat voința sa, stă scris în eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să. 10 să nu și 1-2 să dauri. Clar. Dar eu mă întreb, oare cele 10 porunci, eu vreau să le pătrund miezul, nu coaja. Care e principiul de dedesubt? Care e principiul care inundă, care udă aceste porunci, care vorbesc ceva despre nu natura omului? Eu nu plec de la om ca să văd ce e moral, eu plec de la făcător ca să văd ce e moral. Și care e natura lui Dumnezeu? Aha, am auzit eu ceva. Natura lui Dumnezeu se revarsă sau se îmbibă în cele 10 porunci. Iar cele 10 porunci se pot reduce la o singură poruncă, cum le-a redus strălucit Mântuitorul, porunca pentru Dumnezeu și porunca pentru oameni. Care? Să iubești
pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele tău. Observați cum natura vorbește despre acest principiu. Scriptura vorbește de întoarcerea firului ispitor și tot ce este vorbește jertfa lui Hristos, vorbește despre iubire. Și atunci când te uiți, vei înțelege că iubirea este sucul, principiul, nu patru stâlpi, ci un singur, o singură axă. Nu patru stâlpi, un singur criteriu, dragostea. Și în sfârșit, odată cu aceasta, etica, morala, eu am fost om din lume, odată ce am cunoscut pe Hristos, toată morala mea s-a schimbat. Eu nu mai merg pe patru stâlpi, dacă al cincilea pot să-l cal, dar patru nu. Plec de la un singur principiu pe care caut să-l înțeleg și să-l aplic. Revoluția eticii, știți în ce constă? Că morala nu reglează exteriorul, ci, ah, ce revoluție, interiorul. Dumnezeu, etica e pentru minima mea, nu pentru aproapele meu. Că aici, dacă am rezolvat problemele, dacă acolo am făcut din nebunia tabloul, am făcut ordine. Etica. Ce e bine? Ascultarea. Ce relație este acum între etică și estetică? Aici trebuia să ajungem. Estetica, frumosul, și eticul, etica, binele. Ei, uitați-vă ce este. În concepția biblică, ele nu sunt două domenii separate, rupte, ci ce e înăuntru, inima reglementată de legea de adevărul lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu, pur și simplu proiectează esteticul. Frumosul este doar, ia, dacă pun mâna în fața, sau mâna aici la perete, vedeți o proiecție. Binele se proiectează, se mărturisește prin frumos. În limba greacă, grecii aveau o expresie, kalos, e frumos, și agathon, agathia, agathos, înseamnă bun. Expresia lor e kalokagathia. Asta e binele. E frumosul bine. Înțelegeți? E împreună. Nu poate să fie... Ia uitați-vă. În filozofia creștină, binele înglobează binele propriu-zis, frumosul propriu-zis și utilul. Doar când sunt la oaltă, cele trei sunt binele spiritual. Nu poate să fie ceva etic, dar urât și inutil. Nu poate sta ceva util, frumos, dar neetic. Ele trebuie să fie etic, estetic, util. Astea sunt cele trei lucruri care trebuie să le țineți minte. Când facem o faptă sau când comparăm, când cântărim faptele, trebuie să fie util, pardon, să fie bine, să fie frumos. Și că eu iubesc adevărul, te iubesc pe tine, spun adevărul în față, urât. Nu se poate. Spune-l frumos. Spune-l. Dom'le, eu îți ceam în gușă și în căpușă. Nu așa. Dacă este fratele tău și îl iubești, spune-i că trebuie să-l ajuți. Dar spune-o cum e bine. Și utilul. Toate trei fac parte, cele trei nivele ale creierului, nu? Am discutat despre ele. Trebuie omul să fie întreg bun, nu doar o parte din om. Tot omul. E frumos? Ah, ce frumos! E frumos? Dalila! Ce dă frumosul plus răul? Că aici avem Dalila. E frumosul plus răul. Ce dă? Respingătorul. Vă plac picioarele acestea? Atenție, dragii mei. Dacă aceste picioare urâte de sclav, de rob, sunt puse în slujba binelui, ce frumoase sunt pe munți picioarele celor ce aduce pacea, ce aduce vești bune. Pe munți, lovite, rănite, prăfuite, sunt frumoase. Deci frumosul și urâtul se definesc altfel. Nu după estetica păgână, ci în lumina singurului criteriu care e dragostea. După ce criterii asculți tu muzica bună? Muzica. După că e bună sau rea, sau că îmi place și nu îmi place. Iei omul drept criteriu, că îmi place, nu-mi place, chestia mea. Sau pe Dumnezeu care spune ce-i bine și ce-i rău. E.G. White s-a adresat unei fete, Bella,
Și a spus, dispoziția și temperamentul tău sunt într-o stare care mă face să mă tem pentru sufletul tău. Fiți atenți, am notat cuvântul dispoziție și temperament. Dispozițiile, vă amintiți? Dispozițiile și temperamentul. Senzaționalul și emoționalul sunt dezvoltate la tine mai mult decât raționalul. Uitați-vă ce filozofie adâncă în inspirația asta. Senzaționalul, trupul, reptila. Emoționalul, maimuța. Raționalul, omul. E bine că am avut tabloul general ca să înțelegem și mai bine că o muzică pe care o cânt nu trebuie să fie doar emoțional, trebuie să aibă echilibrul rațiunii. Dacă nu, a luat-o razna. Mintea ar putea să-și schimbe cursul spre cele de jos și nu spre cele sfinte, spune G. White mai departe. Pasiunile, vedeți? Pasiunea este emoționalul exacerbat. Pasiunile tale sunt puternice și principiile sunt în pericol. Principiile sunt aici, pasiunile sunt aici. Amintește-ți că fiecare acțiune sau lucrare este fie virtuoasă, fie păcătoasă. Un capitol scurt. Vreau să vă întreb, ați înțeles bine raportul între etic și estetic? Păgânii zic, eticul e în afară, esteticul e înăuntru. Adică eu cu lumea mea, nu e așa. Dacă în inimă este eticul, adică dragoste, atunci se revarsă în afară și eu nu pot să mai fiu dual. În afară într-un fel, înăuntru într-alt fel. Dacă am fi avut timp mai mult, poate o oră ne lua ca să dăm și ilustrații, exemple, dar fundamentul cred că s-a înțeles. Obiectiv sau subiectiv? Ah, obiectiv, subiectiv. Eram, cred că, la liceu și nu pricepeam cuvintele astea. Sunt grele. Cât din muzică este subiectiv și cât obiectiv? Asta este întrebarea cu care ne ocupăm acum. Dar mai întâi să clarificăm ce este obiectivul. Cuvântul obiectiv vine de la obiect. Ăsta se numește obiect. Ăsta n-are minte. Fac eu cu el ce vreau. L-am aruncat adineaori, din greșeală. N-a plâns, n-a protestat, e cu mine. Obiectul e o realitate care nu e conștientă, care constituie cadrul cui? Cadrul subiectului. Dacă oala de pe masa olarului era obiectul, olarul e subiectul. Subiectul întotdeauna este cel care modelează obiectul sau cel care interpretează obiectul. Noi suntem obiectivi sau subiectivi? Noi suntem subiectivi prin natură, noi suntem subiectul. Și tu vezi într-un fel, eu văd într-alt fel, dar sunt și lucruri obiective date de Dumnezeu sau realitățile la care trebuie să ne raportăm sau să ne subordonăm. Muzica, de exemplu, taram param pam 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 tiraram pariraram pirariram. Ce vă transmite muzica aceasta? Rap, 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 tarararam, pam, pam, ah. Vive la revolution! Ce transmite cântecul? Transmite... Păi stai, tu ce înțelegi? E o chestie subiectivă. Aia depinde de dispoziție și de cultură. Dacă eu sunt țăran de la coarnele plugului, păi asta este cântecul Maicii Domnului. Nu e. Nu poate fi. Este militar, este militant, este marșul. Vum, pam, vum, pam. Nu se poate cânta altfel. Deci, marseieza... Cât e obiectiv recepționată de toți ca un marș, ca un marș care îndeamnă la aux armes citoyens, formez les bataillons, formați batalioane. Cât la sută din oameni percep că este o chemare la vânt, ura, câți? Adică muzica asta se impune obiectiv sau subiectiv? Fiecare zice, domnule, este un cântec de jale, de băjenie. Haideți să vedem, pentru că deși muzica are un mesaj obiectiv, totuși sunt câteva filtre. Vedeți, lumina, reflectorul are lumină. Dacă eu pun un filtru galben sau un filtru violet sau un filtru roșu, lumina nu mai e albă, e filtrată. Ei, omul are și el niște filtre între muzică
și el însuși. Ori filtrele acestea trebuie să le denumim și să vedem cât la sută din muzică e subiectivă, e percepută subiectiv și cât e obiectiv percepută. Mai întâi de toate, spun repede, surplusul de sens. Vreau să vă spun, e un lucru foarte frumos. Când ai luat Scriptura și citești, tot timpul găsești noi și noi sensuri. E adevărat? De exemplu, azi am vorbit despre arta războiului. Credeți că Iosua, când a scris cartea lui să învețe războiul, se gândea la ce zicem noi? Nu, asta e surplus de sens. S-a adăugat o aplicație, un picioruș de la ceea ce a zis Iosua, care are semnificație pentru azi. Dar la care Iosua nu s-a gândit, la marea luptă între Hristos și Satana, corect? Asta e un surplus de sens. Și fiecare om adaugă la ce aude un sens, un surplus, care nu e sensul propriu zis. Mai departe. O idee întotdeauna dă un afect precis. A murit mama. Mama, a murit? Nu se poate. Și eu plâng. Că ideea naște un afect. A murit mama. Ei, nu mai sune. Și cum a murit? Deci nu poți zice așa. Vă dați seama? Sau a murit mama, da, și ce trebuie să fac? Iarăși nu merge. Pentru că o idee naște întotdeauna un afect. Mama, nu se poate. Mama a murit. Înțelegeți? Dar un simțământ, și anume, tiririrom-parom, la-ra-ri-ra, ra-ra-ri-ra, la-ra-ram-tam-tam-tam. Acest afect, deci afectele, ele nu spun o idee că a murit mama. Ele pot spune, a venit iarna, toamna, s-a dus bucuria sau omenirea fără Dumnezeu. Se mănâncă ca în junglă. Oamenii nu mai respectă valorile. Sau, deci, niciodată un afect nu va transmite o idee anumită. Ci, uitați-vă cum e becul, o familie de idei. Toate însă care se leagă prin aceeași trăire. De aceea muzica nu este în sens absolut obiectiv. Sunt aplicații. Surplusul de sens e una, conversia imperfectă dă o familie, dar niciodată nu va fi dintr-o altă familie. Am câștigat la loto! Niciodată. Înțelegeți? 3. Al treilea motiv care face ca receptarea muzicii să fie oarecum diferită, nu prea mult, dar oarecum diferită, deși fundamental e aceeași, e ta... Allons enfants de la patrie. Asta va fi totdeauna marseieză. Filtrele de personalitate. Sunt 3 filtre. Am scris filtrul temperamental. Ce-i temperamentul? Temperamentul, am putea vorbi mai mult, e datul cu care intri în viață. Și că eu sunt de cretă, el e din stejar, e puternic. Ăsta este de fier, celălalt de sticlă. Ăsta e de lână. Fiecare are o structură care este datul cu care intru. Dar stai puțin, creta poate fi îmbrăcată într-o osatură exterioară, într-un stelaj metalic. Adică caracterul. Caracterul îmbracă temperamentul. Temperamentul nu se schimbă niciodată. Băgați la cap. Poate fi dominat, poate fi îmbrăcat, poate fi îmbunătățit. Temperamentul, dacă eu sunt sangvin, ia uitați-vă. Sunt 4 temperamente. Colericul, și am găsit un șef de trip, numai ăștia pot fi colerici. Sangvinul! Flegmatico, l-am pus pe Mark Twain. Și melancolica. Sigur, fiecare trăiește și, știu, recepționează viața în consecință. Ei bine,
filtrele de personalitate nu-s doar temperamentul, ci și cultura. Aici ne-a spus un nene, contează dacă ești un CEO, CEO pe românește, sau dacă ești Maica Mărie, care toată viața ai tras la fuior și la tors. Cultura îți deschide un orizont mult mai mare. Una e să faci fotografii cu un Zorchi, am avut eu aparatul ăsta când eram licean, sau cu jucăria pe care o are nenea, cu care a făcut acum pozele. Deci una e să ai o cultură care să te ajute să înțelegi evenimentele. Și altceva este să fii la prima vedere, cum ar veni. Deci filtrul de temperament, temperamental, filtrul cultural și filtrul experiențial. Eram student elev la seminar în anul 2 sau 3 și a murit un coleg de-al nostru, ungureanul, uite că până și pomenirea se uită, ungureanul Gheorghe, cred. Eram în stația de mașină cu un coleg și era o muzică veselă, dar era în așa mare contrast cu moartea colegului nostru. Eram devastați. Ori de câte ori aud muzica aia veselă, am o repulsie. Mi-amintește, am avut o experiență nefericită cu muzica aia și pentru mine muzica asta nu pot să o suport. De exemplu, lam tarirari, lam pararirarom. E un cântec foarte frumos, un cântec funebru cu un text minunat în noua carte. Este excepțional textul. Soția îmi spune să nu cânți. Pentru că am avut numai experiențe neplăcute cu ea. La morți, mergeau tineri, trebuie să cânte și a stârnit o alergie, o împotrivire. Eu cânt cu mare plăcere, cuvintele te ridică să nu cânți. Ați înțeles? Deci filtrele care te fac să percep într-o măsură diferit aceeași marseieză, dar cu nuanțe diferite. Limbajul noțional este un limbaj univoc, când spun a murit mama, se înțelege același lucru, absolut, deci nu este relativ și este explicit, spune tot. În timp ce limbajul afectiv, vedeți, ăsta a fost pe ziua, ăsta e noaptea. Foile nu sunt sigure. E univoc, marseza e marseza, nu e cântecul Maicii Domnului, știți? Dar e relativ și este și implicit. Adică vezi ca în ceață. Aici nu e un câine, vezi că e om, vezi că e fată, dar nu știi exact cine e. E clar că e, dar nu e exact. Ei, acest lucru mi-arată că în timp ce limbajul verbal are niște calități, limbajul emoțional, limbajul non-verbal e relativ, dar totuși e univoc, adică nu e echivoc ca să aibă două sensuri, este totuși clar, marseieza e de luptă, un marș optimist, nu este un cântec de jale. Deci ascultă bine. Dragii mei, suntem în punctul în care am ajuns la cel mai important capitol, care însă îl voi desfășura mâine. Stilurile. Nu poate exista un seminar de muzică fără atelier. Ce înseamnă atelierul? Iei marfa, iei materialul și îl dai pe rindea, îl sfredelești, îl analizezi și așa mai departe. Mâine, și vă invit, eu tot îmi fac poezia, mi-o spun, că sunteți puțin sau mulți, dar e atât de important pentru voi ca să știți despre ce e vorba cu muzica. Și să nu fiți niște fraieri pe care îi fraieresc alții și să fiți docți, să știți, asta nu e muzică, e un stil greșit, nu e pentru noi. Vă dau doar prima poză. Uitați-vă la aceste frizuri. Le-am căutat o grămadă pe internet să le potrivesc. Fiecare e un stil și fiecare stil spune ceva. Fiecare e diferit. Deci fiecare frizură este o filosofie, o proiecție a eticii. Deci etica sau filozofia a proiectat câte un stil. Stop, dau înapoi. Mâine le reluăm și discutăm problema stilurilor.
ca să fie. Și vom vedea că și în muzică există stiluri de alea cu punk, există stiluri cu Je m'en fiche, există stiluri cu Hello Dolly și există multe, tot felul de stiluri. Pentru că acum vom intra în toate cele mai, în cel mai provocator, important, capitol, care se numește rock and roll-ul. Cine vrea să plece, să plece acum. Cine participă trebuie să aibă aprobarea părinților, are bulina nu știu care, vă rog, este un film tare. Cine nu rezistă, să iasă afară. Începem. Vă previn însă că avem un parcurs, dar e interesant și nu o să vă plictisiți. Încep! Ce-i rock and roll? O să vă uimiți ce înseamnă el. Deocamdată vă întreb, ce-i rock and roll? Este artă? Sau este război? Artă sau război? Capitolul 1. Rock-ul, definiție. După The World Book Encyclopedia, cartea Enciclopediei Lumii, definiția rock-ului constă în 7 sau 8 puncte. 1. Ritmul. Tam, 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 tam. Și sincopa. Accentul pe timpul stab. 2. Volum, beat, volum maxim. 3. Voce răgușită. 4. Senzualul, eroticul. 5. Repetitivul, repetitivul, repetitivul. 6. Suprastimularea. Deci este... explodezi. Să nu se audă. 7. Abandon antirațional. Și 8. Rebeliune. Mick Jagger, ați auzit de el? Eu nu auzisem de el, pentru că n-am avut o cultură în domeniu, decât atunci când am făcut prima dată seminarul Beatul Magic. Multe din beat sunt aici. Mick Jagger zicea, ce producem noi se cheamă zgomot. Asta e tot. Puteți fi amabili să o numiți muzică. Ați înțeles? Tipul a spus clar că e zgomot. Noi asta vrem. Într-o formație, am citit într-un almanah, pentru că chitaristul, chitară solo, cânta prea bine, șeful a scos și a băgat unul care nici nu știa ce e chitara. Și ăla a fost solistul. Deci nu trebuie muzică, trebuie zgomot. Stone scrie, expunerea la muzica rock cauzează structuri neuronale anormale în regiunea cortexului sau creierului, care se asociază cu memoria și învățatul. Atenție copii, dacă vreți să învățați și aveți memorie, să țineți minte ce ați învățat, fiți atenți că aici, locul, tot acolo bate unde e memoria și învățatul. Apropo, în cartea lui Lowell Hart, 240 de adolescenți între 11 și 18 ani, sub audiție rock, au dat un test de stabilitate psihică. Știți ce e stabilitate psihică? Poți fi tu însuți fără să fii mutat de colo-colo. Ai opinia ta, ești psihic. Nu, când da, când da, nu, ba da, ba ții cu mine, ba mă urăști, ba iar ții cu mine. Asta e instabilitate psihică. Erau adolescenții dintr-o școală, dintr-un liceu. 240. În timp ce bum, 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 bubuia rocul, ei dădeau test de stabilitate. După care, rezultatele au fost trimise unei comisii de experți care nu știau de unde vin. Decât spuneți-ne ce părere aveți despre oamenii pe care avem. Concluzia psihologilor. Testul a fost realizat la un ospiciu de nebuni. E document. De ce? Cum se explică? Capitolul 2. Fiziologia rocului. Ce se întâmplă cu omul în timpul rocului? Vă amintiți de creierul reptil, reptilian? Are funcțiile automate, respirația, puls, ritmurile biologice, zi, noapte.
instinctele. Vă spun, instinctele sunt mecanismul automat care conduce lumea animală. Dar și eu sunt animal. Sunt animal. Zoon politicon, homo socialis, homo ludens. Am multe zone, dar eu sunt o ființă care am anima, suflet. Animat, anima, e suflet. Animal, ceea ce e însuflețit, din latinește. Aici, în zona creierului reptilian, lovește ritmul. Orice ritm care lovește, aici lovește. Uite, v-am spus data trecută că vom discuta despre creier și curenții electrici din creier, ca să înțelegem mai bine cum și în ce fel, cum anume, ce se întâmplă când ritmul bâzâie. Undele beta sunt undele unui om care este în plin stres. Fie că este la bursă, un afacerist la bursă, arată tot timpul numere, deci la bursă e în stres. Sau aleargă după tren, îl prind sau nu îl prind, hai, care valizele. Undele alfa sunt ale omului relaxat, e în tren, și-a pus picioarele descălțat, atenție, pe bancheta din față și se bucură de peisaj. Sau este acasă în vacanță, sunt unde alfa, unde odihnite, care asigură o judecată întreagă. Cel sub stres multe ori face greșeli, pentru că a fost stresat și nu m-a mai abținut, am fost nervos. Când omul doarme, se instalează undele theta, care sunt mai largi și neregulate, observați? Când doarme, encefalograful înregistrează unde theta. Dacă poc îmi dă cineva în cap și încă trăiesc, n-am murit, sunt undele delta. Sunt abia mai pâlpâie ceva în creier. Muzica puternic ritmată și beat-ul rock-ului produc unde delta. Este suficient, dacă vreți, să fugiți ca de iad. Pentru că înseamnă că nu mai ești tu. Și o să vedeți rapoarte vis-a-vis de rock și efectele sale. O revistă din 94 spune bătăile tobei în ritualele culturilor primitive au efecte neurofiziologice și anume sunt asociate cu schimbări ale activității electrice ale creierului. Din alfa sau beta, din beta sau alfa, eu ajung în delta. Înțelegeți? Nu mai știu ce fac. Aceasta favorizează intrarea într-o stare de conștiință alterată. Psychology Today, o revistă, Psihologia Azi, spune: rock-ul trezește o serie de simțăminte agitate, excitate, sexuale, prin ritmul pronunțat și insistent. Beat-ul tobei este ceea ce produce aceste efecte prin modificarea ritmului electric. Iarăși, ajungem la undele delta. Care sunt etapele deteriorării omului care ascultă rock? Se duce la concert, îmbrăcat frumos, nu? Că merge și el la public, nu? Trebuie să miroase, nu? Să nu vine de la porci, nu? Să fie așa. Beat. Începe beat-ul. Dum, 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 dum. Și acum, mai întâi de toate, tonusul muscular se sincronizează cu ritmul bateriei. La început. Apoi, frecvențele mele din creier se destabilizează încercând să se sincronizeze cu beat-ul. Vă dați seama că aceasta este un stres extraordinar pentru corp, care determină secreția de opioizi, sunt niște opioid, opium. Gândiți-vă că e un hormon ca drogul, și hormon sexual ca rezultat al sincronizării electrofiziologice cu ritmul bateriei. 4. Frecvența beat-ului și volumul aduc creierul într-o stare de stres ridicat. Creierul secretă și mai mulți opioizi. 5. Corpul secretă gonadorfine, care determină mai multă stimulare. Și 6. Excitația
este corelată cu agresiunea. Reptila are, stimulează instinctul de apărare, de atac și cel sexual. Aș vrea să citesc repede pentru cei mai mari. Nervul acustic ajunge în creierul măimuță, creierul sistemul limbic, foarte aproape de hipotalamus, care e centrul care reglementează foamea, metabolismul, conștiința de sine și secrețiile hormonale. De asemenea, și a altor glande care sunt scrise sus. Și continuă femeia. Ritmul influențează metabolismul și producția hormonilor sexuale. Iar hipotalamusul are un efect marcant privind generarea de reacții autonome, de frică, mânie și alte emoții. Ascultați. Aș vrea, dacă cineva este în față și poate să citească, să citim pe două voci, nu numai eu. Dacă cineva se oferă, nu e obligatoriu. Muzica este folosită pretutindeni pentru a condiționa mintea omului. Ea poate fi la fel de puternică ca și un drog, dar mult mai primejdioasă, pentru că nimeni nu ia manipularea muzicală în serios. The Columbus Dispatch scria: s-a constatat că rockul și jazzul, spre deosebire de alte tipuri de muzică, produc unde EEG identice cu cele care se produc într-un alt eveniment. Beatul rockului creează o hiperabundență de secreție de hormoni și adrenalină. Pentru stabilizarea lor se produc schimbări majore la nivelul glicemiei și al calcemiei din organism, ceea ce distrug sau infirmizează poate complet judecata morală. Sunt cărți scrise de oameni, nu de muzicieni, nici de oameni creștini, ci de medici, neurofiziologi, psihiatri, care au făcut cercetări pe om. Aici este un lucru extraordinar care în sfârșit mi-a explicat mie. Citesc scurt și merg la părțile mai savuroase. Aici e o parte puțin mai intelectuală, dar e utilă. În situații de stres continuu, datorat unei muzici monotone și tari, în corp se produce o cantitate prea mare de adrenalină pe care corpul, enzimele, nu mai pot gestiona. Rezultatul. Ce n-a fost procesat se transformă în adrenocromă cu structura C9H9O3N. Adenocroma e de fapt un drog psihedelic care dă halucinații, la fel ca LSD-ul, mescalina și STP-ul, care determină o robie, un sevraj similar celorlalte droguri. Interesant, e produs de mintea mea drogul ăsta. Nu-l iau pe injecție, ca și în cazul pornografiei. E o treabă tare. Nu te mai mie de ce publicul participant la concertele loc sau discoteci intră în transă și pierde controlul de sine. Știți cine-i banditul ăsta? Cine-i? Michael Jackson! În 93 i s-a pus o întrebare de către reporterul The Evening Star. Domnule Jackson, care e motivul pentru gestica dumneavoastră sexuală din timpul concertelor dumneavoastră? Răspuns. Se întâmplă subliminal. Muzica mă determină să fac aceste gesturi. Nu mă gândesc la ele. Pur și simplu se întâmplă. Sunt sclavul ritmului. Mărturia lui Jackson. El nu vrea. Îl obligă cineva să o facă. Seamănă cu o găină, cu un câine poodle. Frank Zappa. Sunt mai multe. Rock-ul este aia, zice el. Beat-ul puternic se potrivește cu ritmul trupului. Marea putere a rock-ului stă în beat-uri. E o muzică antipuritană 100%. Rock and roll vrea liberalizare, liberare și transcendență.
vrea erotizarea spiritualului și spiritualizarea eroticului. Declarațiile unuia vorbesc puțin despre volum, despre volum. Iată cu ce se ocupă rockul. Vreau să vă spun că revoluția, ce contează, un cuvânt care apare de multe ori, dar voi puteți să înțelegeți, este o chestiune pe care Dumnezeu ne-a dat-o, sexul, care nu este un rău în sine dacă este ținut în curăție și la locul potrivit. Noi respectăm ce a dat Dumnezeu, nu judecăm, numai că nenorociții sau nenorocirea aceasta le scoate, le pune într-un loc atât de urât și mizerabil încât te doare sufletul. Creațiunea lui Dumnezeu este batjocorită. Vreau să vă spun, în 1960 s-a produs revoluția culturală, counter culture, poate am mai vorbit despre asta, contracultura, în care steagul lor se numea rock, drog, sex. Ăsta era rock, drog și sex. Asta vreau să facă ei și asta au făcut. Și au distrus omenirea, aducând în halul în care astăzi te temi să ieși pe stradă, ești grijuliu cu unele lucruri și cel mai bine e să pleci din orașe. Lucrul pe care unii îl și fac. E o bombă, spune rockul, de 100 de megatone prin bitul său. Ce vedeți aici? Este un lucru interesant numit scara decibelilor. Și ce e un decibel? E kilogramul în ceea ce privește volumul. E unitatea de măsură, kilu. Decibelii vin de la 1, de la 0 și ajung la 140. Asta e maxim. Înțelegeți? Ei bine, vreau să vedeți ăsta e 0 decibel. Am vrut să vă ilustrez. 0 decibel când e liniște totală. Cea mai mare intensitate sau cel mai mare volum sonor este motorul unui reactor, avion cu reacție. La 10, foșnetul naturii, 10 decibeli. Ia varza, ia varza, discuțiile în piață, 30 de decibeli. Eu cu șeful sau nevasta, discuția prinsă, 50 de decibeli. Megafonul de pe stradă, pe vremuri sau, mă rog, pe corso, 60 de decibeli. Vrum, 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 camionul linea mitică dimineața. 80 de decibeli. Dut, 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 ciocanul electric. 100, pneumatic, rectific. Ciocanul pneumatic, 100 de decibeli. 130 de decibeli e bombardamentul. E îngrozitor. Rockul este de la 110 în sus. Vreau să știți că de la 100 la 103 decibel, nu merg aritmetic, ci se multiplică. Și la 103 e de 5 ori mai puternic decât la 100. Vă rog, rețineți ideea. Deci nu merge, mai adăugat o etapă, ci se multiplică. Un singur minut peste 100 de decibeli poate produce daune permanente ale urechii, ale auzului. Iar în această producție, basul e de fapt ceea ce guvernează și orientează simțurile. Frecvența lui joasă penetrează corpul și afectează nervii. Am vorbit ceva despre orga de lumini. O să am un exemplu și o să vedeți ce rol au luminile. Bitul constant și sunetul monoton, prelung, ritmic, induc stări de transă. E dovedit că adolescenții intră adesea într-o transă hipnotică sub influența rockului și atunci când controlul minții este pierdut, influențele demonice iau omul în stăpânire. Bitul ritmic are efecte neurofiziologice, care rezultă în frică, uluială, tetanie, rigiditatea pieptului, neastâmpări, convulsii, tremuri, halucinații vizuale și auditive. Omul intră într-o stare extatică cu convulsii aproape epileptice în care țipă, mușcă, urlă în râsete, urinează, își sfârșește hainele într-un simțământ de intens extaz. Este o formație nenorocită, blestemată, numită Black Sabbath. Nu mai tare, lasă-o.
am luat și niște... Uitați-vă, oamenii nu mai știu de ei. Uite, ăla a căzut, ăla-i dus. Orga de lumină, luminele care tot timpul bântuie. Se demonizează, să vă ia ăla, să vă ia ăla. Să vă ia, hă? Să vă ia ăla. Îi demonizează. Nu ascultăm decât puțin, dar cu spirit critic. Uite la ei, uite la ei, nu mai știu, nu mai știu nimic. Și urlă să-ți facă noi zgomot. Ia, ca la cai, ca la... Ia uite, ia uite. Observați, trebuie să zice, ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Iară. Analizați critic. Nu vă lăsați prins de... de... Și acum, la un moment dat, face un lucru. Ia uite, nebun. Ia uite ce face acum, ia găleata, bază capunea și, și, n-avă și vouă. Ia. Ăștia nu mai știu ce fac, ăștia sunt de acum în transă. Au crucea ca bagiocoră pentru Hristos. Ia, și acum vedeți un om care cade, era, e luat pe sus. Răgușeală, auziți? Ia, uite-l, 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 și până mai e. Putem tot, adică dăm sună ceva mai mic, că mai, mai demonizează de câteva ori. Da. Suntem noi oamenii lui Dumnezeu? Am fost ființe. Se poate acum să răspundeți la o întrebare? Da. Pentru ca să nu mergem mai departe. Întâmplarea face că eu cunosc oameni, chiar am un elev care este pasionat de astfel de muzică și vă spun, este un elev extraordinar de inteligent. Este foarte bun la carte, este un muzician de muzică clasică, un muzician deosebit, chitară clasică. Cum se poate sau cum este posibil ca, în fine, cu astfel de mișloace pe care dumneavoastră ni le-ați enumerat, să fie prinși oameni care, cel puțin la nivel informațional, pot să discernă foarte ușor. Și nu este singurul. Îmi povestea, pentru că ne cunoaștem de mai mult timp, și îmi povestea, am avut ocazia să întâlnesc din întâmplare și pe unii din colegii lui, din prietenii lui. Nu sunt niște lepre care să fie atât de simpli încât să răspundă la astfel de stimuli. Și asta să fie tot ceea ce știu și tot ceea ce pot. Ci sunt niște persoane care în viața de zi cu zi... Respectabile. Exact, exact. Vreau să sunt vă niște întreb. Elevi de excepție. Nazismul, fascismul. Cei care am citit sau care unii au prins epoca, puțin din ea, a prins doar lepre, oameni de nimic sau și oameni inteligenți. Voi știți că doi dintre corifeii filozofiei, Martin Heidegger, a fost pronazist. Carl Jung, psihiatrul, a fost nazist. E incredibil. Cum de oameni cu cultură pot să adere și să sugă din izvorul blestemat. E doar o confirmare a faptului că omul nu e ființă rațională întâi, ci omul e o ființă emoțională sau reptiliană. Doi, nu am explicație, păcatul nu are explicație. E absurd, dar omul are ușor se dedublează. Are viața lui normală și viața lui de șobolan. Și iar are viață normală și le cuplează, uite așa.
viața dedublată este soluția pentru a face față și șuvoaielor din tine, dezordine, dar și reglementărilor de afară. Afară etic, înăuntru estetic. Vă amintiți? Iar oamenii spun, băi, viața mea privată, stau în cap, după aceea merg pe picioare. Iar oamenii aceștia au personalitate pervertită, sunt dedublați, nu mai sunt întregi. Și chiar dacă manifestă normalitate, ei pe undeva sunt o categorie sau vor fi patologică. Al treilea rând, rocul nu e doar o chestiune de afecțiune sau de instincte sau de rațiune. O să vedeți că e o chestiune de diavolul. Și dacă te-a prins cârligul, nu mai poți scăpa. Nu înțelegem fenomenul, pentru că n-am trecut pe acolo. Ni-l imaginăm. Avem paralele. Avem situații similare, fascismul. Cum poate fascismul? Eu am avut o învățătoare la școala germană, Frau Lehrerin Seifert. O femeie excepțională. Și îmi spunea numele lui tata, puiule, așa îi zicea lui tata. Nu pot să-mi iert un lucru. Eram studentă la pedagogie în München, 33-34. Și Hitler avea în piața mare a urbei, avea conferințe. Iar noi, Heiler, plângeam, îl adoram, nu pot să-mi iert. I-a fost împrizonerat 4 ani. Pentru că i-au cules pe toți nemții din Ardeal și au dus în Sibir, na Sibir. Și acolo, și spune, nu-mi pare rău de anii aia, adică nu-i regret. Îmi regret cum am putut eu să cred într-un monstru. Sunt lucruri greu de crezut. În pauză, altcineva mi-a vorbit despre un șef de-a lui, care este un om cult, citit, și că nu pierzi vremea dacă discuți cu el, dar care în final, te miri cum? Și vă spun de ce. Omul e rotten. Putred în sinea lui. Înăuntru, el are răul, păcatul, care e higrofil, e însetat după așa ceva. Și când văd așa ceva, eu îmi scuz păcatul meu. Că păcatul din mine, uite, e legitim. Rock, drug, sex. Și ăsta îmi scuză păcatul. Vedeți o filozofie din apoi a nedumeririlor? Nu cam și explicații. Săr peste asta, vorbesc puțin despre sincopă. Prietenii mei, relația intimă între un bărbat și o femeie e un lucru dat de Dumnezeu. Este un lucru binecuvântat. Doar în cadrul familiei, în afară, e un blestem. Sincopa este un lucru legitim. Va veni o zi, pam, param, va veni, da, ah, ce bine vine sincopa aici, pa, param, da, va veni o zi, înțelegeți? Am nevoie de acest da care spune mai mult decât orice echilibru. Dar sincopa în afara necesității, în afara justificării, e un blestem. Am la mine niște partituri, mâine o să ne jucăm cu ele, mâine o să ascultăm o grămadă de muzică și o să le decodificăm și o să zicem, oh, văd ce e în ea. Înțeleg mesajul. Și vreau să vă spun că sincopa tot timpul este nu altceva decât un mod de îndobitocire. O să citiți. Sincopa, ca prim element al jazzului, s-a dezvoltat din beat-ul voodoo. O să vedem imediat ce se numește voodoo. Sincopa a devenit cel mai bun substitut pentru poliritmiile complicate ale muzicii africane. 2. Ăia care au câștigat, nenorociți. Cel care scrie acum, John Diamond, în cartea Your Body Doesn't Lie, Trupul tău nu minte, tipul a fost președintele Academiei Internaționale de Medicină Preventivă. Deci nu este un fitecine și nu e un om religios, nu e un pastor, nu e nici măcar un etician, e un medic. Iată ce scrie el. Sincopa, fiind opus ritmului fiziologic, declanșează o reacție automată de secreție adrenalinei. Aceasta produce anxietate, comportament agresiv și stârnirea instinctului, iarăși. Îl știți pe Nea Pavlov? Cu câinii lui. Pavlov cugeta și zicea, un ritm rapid agită câinele. Un ritm lent are efect liniștitor.
La sincopă, câinele devine confuz și agresiv, chiar până la sălbăticie. M-a mușcat. Câinele l-a mușcat din cauza sincopă. Iar câinele lui, la sincopă, a nebunit și hap. Țineți minte, sincopa ca fenomen fizic, nu că interpretezi tu. În ritualurile indigene, tobele și bitul ritmic au efecte care favorizează intrarea într-o transă. Cele 12 efecte ale bitului. Dum, 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 du, du, dum, du, 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 du. Uitați-vă. 1. Pierderea simțului timpului, agitație fizică, cu până la 70% scade capacitatea musculară. Cât dau aia din mână, e de fapt, cred că au putere, dar le scade tonusul muscular, slăbirea concentrării, nu mai iau decizii, frică, anxietate, declanșarea mâniei, creșterea tensiunii, exacerbarea aceluiași instinct. Iarăși, monstrul Mick Jagger, rocul e cheia care ne deschide accesul la mintea omului. M-ați întrebat ce cu individul? Noi umblăm după mintea ascultătorilor noștri, ca de altfel toate formațiile rock. Vreau mintea ta! Jimi Hendrix. Știți cine este el? Din formația... Hai, care e un nume? Led Zeppelin. Niet culturi. N-am cultură. Da. Mai multe ca mine. Ia uitați ce zice omul. Îi hipnotizez pe oameni și îi aduci în starea lor primară, de măimuță, probabil. Apoi, când ei prins punctul lor slab, pot să retorn orice în subconștientul lor. Omul spune pe față. Concertele lui Led Zeppelin se bazează pe volum, repetare și ritm. Scopul e să ajungi la energia publicului. Ca să realizezi asta însă, trebuie să ciupești din izvoarele oculte, oricât de primejdios ar fi aceasta. Mi-a spus în pregătirea materialului cineva dintre voi că Led Zeppelin a fost un satanist, nu așa că se juca, ci cu diavolul. Adică, per tu, înțelegeți? Relație foarte de aproape. Un om luat în stăpânire, demonizat. În medie, un adolescent, asta în 1989, în anul Revoluției, de atunci s-au schimbat multe, ascultă în perioada dintre clasa 7-a și a 12-a. Vă dați seama, între 7 și 12, 10.400 de ore de rock, mai mult decât timpul petrecut la TV. Acum s-au schimbat realitățile. Și acum intrăm în istoricul rockului, mama rockului. Revista din care am scos informația, Whole Earth, întregul pământ, scopul incantației ritmice africane, o să ascultăm tobele bata puțin, este întâlnirea cu duhurile. Căzuți în transa bitului, bărbați și femei sunt luați în mod literal în stăpânire de un spirit. În Abomey, Africa de Vest, aceste zeități care vorbesc prin oameni se cheamă Vodun. Cuvântul însemnează mister. De la acest cuvânt vine vudu. Aici e rădăcina rocului. Stop. O istorie. Eu l-am însoțit și l-am tradus pe Borge Schanz, misionar, profesor la Newbold, doctor în teologie, misionar, ani și ani buni, 8, 9, 10 ani, în Sierra Leone. Acest misionar, numele lui Borge Schanz, specialist în islam, relațiile cu islamul, tipul mi-a povestit o istorie pe care a trăit-o el, nu i-a povestit-o altcineva. El de origine este danez. Și el povestește următoarele. El împreună cu câțiva africani adventiști convertiți mergeau pe jos de la un sat la altul. Acolo benzină nu e, nu, la data aia când era el tânăr, prin anii 70-80, nu era
stație Peco în Abomey, în Sierra Leone. Și pe jos, bicicletă și pe jos. Și spune că în timp ce mergeau, s-au intersectat cu o procesiune de vraci care mergeau, duceau pe umeri o cutie. În cutie erau obiecte satanice, oase, cranii, amulete, iar această cutie se numește Giugiu. Giugiu. Și ei mergeau și duceau Giugiu pe umeri. Și după ei vracii care... Și în timp ce ei s-au apropiat, când au ajuns în dreptul lui Giugiu, fiți atenți, o voce din Giugiu, în limba daneză, africanii nu știau daneză, ce ai venit aici? Ai venit să intri în noi? Nu te lăsăm, te vom nimici! Și cu el alte voci pe daneză. Există un război? Există diavolul. Și aici se vorbește foarte clar de căi, de punți, de legătură între om și satana. Iar tobele bata, voodoo, bătăile acestea, care sunt la baza jazzului, bluesului, swingului, rockului și celelalte forme, sunt căi mediumice. Știți ce e un medium? Mediul. O legătură între și între. Căi mediumice. Dumnezeu să ne ferească de o relație cu diavolul. Uite, ăsta este unul luat în transă. În voodoo. Tobele bata sunt instrumentele magice și beat-ul lor a constituit tiparul pentru ritmul rock-ului. Ideea că anumite ritmuri slujesc drept medium pentru spirite este un concept de bază pentru religiile africane. Acum, ascultați tobele bata. Nu mișcă. Now that's the basic pulse. And then you start getting the other rhythms which slowly come in as well. Some of the other percussion instruments too. Un american le explică ta 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 polifii. And of course this often goes on for a whole, for sometimes for 3 or 4 days. Pentru 3-4 zile tot continuă cu tobele. To get this experience going. Devi altul. Those of you know a little bit about drumming, you will know that these other rhythms that are interplaying with the main rhythm are in sync with one another, although they are da, in a state la syncopated fashion. Și merg mai departe. Uitați-vă, oameni aliniați de diavolul. În actul lor de demonizare, e aliniat. Îmi amintesc de o conversație cu un reporter de la New York Times din Cuba, zice o doamnă, Elizabeth Hanley. Ferește-te de aceste tobe! Dacă cumva aș ceda acestor răpăituri, viața mea ar lua o turnură în care n-aș vrea să ajung. Eu știu despre ce vorbesc, spunea cubanezul. Iar ea spune, îl înțelegeam perfect, pentru că eu însă m-am stat în preajma beat-ului până când un soi înfricoșător de energie m-a luat în stăpânire. Am reușit totuși să scap. Uitați aici, unul care e în foc, luat în transă și care nu arde. Stă pe jar, dansează pe jar. Aici nu e om. Iar dacă i-ați văzut pe aia nebuniți la rock, la Black Sabbath, să știți că nu făceau ei că vroiau. Erau efectiv demonizați. Ăsta e Little Richard! Oh, hey, oh, ah! Little Richard. Știți cine e Little Richard? A fost unul din originatorii mișcării counterculture și a rock-ului. A fost, mă rog, Elvis Presley al doilea sau al treilea, a fost Little Richard al patrulea. Ăsta este fiul de adventiști. S-a pocăit, s-a despocăit, iar s-a pocăit, săracu are o viață chinuită. Little Richard a scris, a dat un autograf pe Caracter Hristos. Și era un prieten de-al meu în Los Angeles, când cineva din mașină a aruncat o grămadă de Caracter Hristos cu scrisul lui Little Richard, pentru asta ei cartea.
întoarceți-vă la Dumnezeu sau așa ceva. Deci omul până la urmă s-a întors, dar omul a slujit diavolului, deși știa și credință și altele. Eu cred despre rock and roll că este o muzică demonică. Mulțimea de beat-uri din muzica de azi e luată din voodoo și o spune foarte clar. O carte excepțională, dacă puteți să o citiți, citiți-o, dacă știți engleza, Closing of the American Mind, închiderea minții americane. Ca acompaniament pentru ritualul satanice și orgii, beat-ul voodoo este chintesența răului muzical. Istoria rock-ului. Când primii sclavi aduși din Africa de Vest au fost convertiți la creștinism, ei știau puterea și influența spre rău a tobelor voodoo. Acești negri convertiți au interzis cu strictețe folosirea lor. Ei le numeau tobele diavolului. Știți însă de ce New Orleans a devenit capitala jazzului? Tobele magice fuseseră interzise pe tot cuprinsul Statelor Unite, permise doar în New Orleans. Sincopa este cheia jazzului care cauzează swingul. Numele de jazz vine de la un cuvânt scos din circulație care însemnează. Citiți. Inițial, jazzul era produs ca muzică pentru bordeluri. Știați? În cele din urmă, jazzul a dat naștere rock-ului de azi. E super senzual, este super lax jazzul. Vă spun, asta e o cântăreață pentru așa ceva. Bluesul, predecesorul rock-ului care se cânta în bordelul Gaioso din Memphis, Tennessee, la începutul secolului 20, este descris ca sunete sincopate sexuale. Este citat într-o carte serioasă. Eu am fost un fan al jazzului. Când am fost în Germania în 69, a doua oară, din puținii bani care am avut, am cumpărat numai discuri de jazz. Era ceva de liberare, pentru că eram, mă rog, cu minte în comunism și așa mai departe. Voodoo, jazz, blues, rock and roll. Poza asta este o poză de reper. N-a făcut multe, era reporter la Radio Cleveland. Îl cheamă Alan Freed. Un disc jockey în 52, primul alb implicat în muzica rhythm and blues. Prezenta muzica la Radio Cleveland și, pentru că nu știa ce nume să-i dea, a luat un jargon al negrilor, rock and roll, un sinonim pentru sex în automobil, act obișnuit după sesiunile de bluesuri. Originea cuvântului. Dacă faceți analiza în engleza cuvântului, înțelegeți și vă întoarceți capul. E doar expresie. Muzica rock este sex pe care trebuie să-l zvârli în fața proștilor. Că ei amici n-au adolescenților, n-au discernământ. Ce-ai zis? Împroașcă-i! Altamont, 1969. Cine a auzit de Woodstock? Iar cu Wood, dar nu mai știam cum. Woodstock. În 68 s-au întâlnit câteva sute de mii de tineri organizat de CIA, știați. Nu vindeau, n-au vândut. Au vrut să vadă efectul la Altamont, la un an după aceea, au fost jumătate de milion. Efectul drogului în masă, la data aceea, în anii 60 până în 70, era un mare profesor la Harvard, care promova ideea că drogurile ne duc la o deschidere a unui alt orizont spre transcendental. Și promova utilizarea drogurilor. Și CIA-ul a spus, ia să vedem, pentru că ne interesează manipulările, oamenii, ce se întâmplă dacă niște tineri, ce se întâmplă în masă? Au chemat pe oameni la Altamont, au chemat pe Rolling Stones cu Mick Jagger, au venit jumătate de milion de tineri, au stat pe pistele de încercare de la Altamont, o zi întreagă ne făcând nimic. Nu era apă, nu era chioșc de mâncare, nu era WC-ul, nu era nimic. Și au stat, uite, tinerii așteptau o zi întreagă
Și între ei mergeau indivizi cu zică acid, adică LSD acid, free acid, acid. Și oamenii luau acid, LSD-ul. Niciun agent public, Rolling Stones au angajat doar pe Hell's Angels, îngerii iadului. Știți cine sunt ăștia? Tatuații, motociclete, violatori, recidiviști. Banda Hell's Angels erau singurii care păzeau pe Rolling Stones, agenții de ordine. Rezultatul concertului de la Altamont. 4 morți, 10 de tineri bătuți, sute de mii prinși agățați în droguri. În 1985, New Solidarity a publicat un interviu cu Hezekia Ben Aaron, numai nume biblice, la data aceea al treilea în rang în Biserica lui Satana. El mărturisea că biserica lui a recrutat pe Rolling Stones pentru o serie de activități oculte și a organizat o serie de bande de heavy metal rock precum, uite-te la ei, idealul nostru, a? Black Sabbath. Religia rock. E penultimul capitol. Suntem în fața unei descoperiri. Rockul este incredibil, o religie. Ce este religia? Este o căutare de o relație specială cu supranaturalul. Ocultismul e și ea o religie, în ghilimele. Aceștia sunt Rolling Stones. Și homosexualul David Bowie, membru al grupei, spune: rockul a fost întotdeauna muzica diavolului. Cred că rockul este primejdios. Simt că promovăm chiar ceva mai întunecat decât noi înșine. Zeul la care se închină este Satana. Little Richard, știm istoria lui. Am fost condus și mânat de o altă putere. Puterea întunericului, puterea diavolului, puterea Satanei. John Lennon este cel din dreapta jos, din Beatles, a făcut următoarea declarație. Creștinismul se va duce, va dispărea și se va prăbuși. Nu-i nevoie să mai discut asupra acestui lucru. Am dreptate și voi fi dovedit ca tare. La ora aceasta suntem mai populari decât Iisus. La câteva săptămâni după această declarație, un fan al lui l-a ucis, l-a împușcat. Interesant. Cel care zice că îi supraviețuiește veșnic e Waleșul cel acum. Beatles. Cel care este, care a fost impresarul lor, scrie: băi, aceștia sunt pe de-a dreptul, pe de-a întregul anticriști. Ei, vreau să zic că și eu sunt anticrist, dar ei sunt în așa măsură încât mă șochează, ceea ce nu e lucru ușor. Nu citesc, Aleister Crowley e părintele bisericii sataniste. El a scris Biblia satanică. Iar primul album pe care Beatles și l-au scos începea cu cântarea, era cu 20 de ani în urmă, exact anii cu 20 de ani în urmă când murise Aleister Crowley. I-au dedicat albumul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band lui Aleister Crowley, Dumnezeul lor. Și teza lor este: fă ce vrei tu, asta e împlinirea legii. Umanismul ridicat la rang de divinizare. Ozzy Osbourne spune: aș dori să știu de ce am făcut lucrurile pe care le-am făcut de-a lungul anilor. Nu știu dacă sunt un medium pentru o sursă din afară. Sper să nu fie acela pe care îl bănuiesc, Satana. Ăla care l-am văzut noi, care și-a băgat capul în găleat. O carte numită Triumful Vulgarității zice: rock-ul este un fenomen religios. Ăsta e Manson. Scrie: nu e nevoie de un efort special al imaginației spre a compara simțămintele de abandonare de sine, uimire și golire pe care le simte un om înaintea Sfințeniei lui Dumnezeu, cu acelea pe care le trăiește un fan la un concert de rock, pierderea de sine în prezența unei prezențe care subjugă.
Odată voi fi atât de desăvârșit, încât nici nu voi mai fi om. Voi fi Dumnezeu. Isaia 14. Voi fi Dumnezeu. Un sociolog scrie, rockul este o mișcare religioasă care a dus o transformare religioasă în cultura americană. Toate revoluțiile culturale sunt în esență mișcări religioase și ca atare vizează cel mai profund nivel al conștiinței noastre personale sau colective. Asociate cu rockul sunt cultul iraționalului, cultul instinctelor, disprețul pentru rațiune și logică. Această formă de anti-intelectualism e extrem de periculoasă și Schaeffer continuă, conectat cu anti-intelectualismul există un interes pentru ocult, magie, superstiție, gândire orientală și tot ce e contra gândirii noastre. Obsesia despre subconștientul minții constituie premiza revelării ascunsului a omului instinctelor pe care drogul și rockul vrea să le libereze de restricțiile și limitările conștiinței. Rockul e folosit pentru subjugarea minții, reeducare și restructurarea concepției despre viață. Rockul și mesajul său au adus o nouă concepție despre lume. Vă amintiți ce am spus? Filozofia etică proiectează esteticul. O filozofie de viață, și o să discutăm la capitolul mâine, exact acest lucru, că fiecare frizură este o proclamație de filosofie. Rockul și mesajul său care a adus o nouă concepție despre lume și un nou mod de interpretare a relațiilor interpersonale. Efectul muzicii rock este revoluționar. Dacă crezi că rockul e doar muzica, ai greșit. Rockul a fost întotdeauna o atitudine. Și acum atenție, rock and roll-ul a marcat începutul unei revoluții. Am combinat tinerețe, muzică, sex, drog cu rebeliune. Și aceasta este o combinație greu de învins. De ce X, tânărul, participă? De ce șeful participă, este rocker? Pentru că ceva îl prinde, sexul, drogul, rebeliunea. Undeva se simte integrat, comunicant. Capitolul acesta îl trec repede, este rockul creștin zis. Am un filmuleț scurt care va spune tot. Violență. O sală plină, uriașă și va fi un oaspete la sfârșit care voi ne. Imediat o să trecem la, uite, călugărițele, înnebunite. Uite, hei, hei, a început. Luminile. Hei, 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 tara, ascultă. Repetitiv. Da, 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 da. Repetitiv. Ăștia sfinții. Ăștia. Hii, hii, da. Hii, îi demonizează și altfel. Și, și, vine Dumnezeu pe pământ să ne binecuvinteze rockul. Papa de la Roma. Una plânge, plânge. În papa mobil. În frenezia transei apare și reprezentantul. Da, merg mai departe. Howard Cross, Goss, secretar al bisericii Pentecostale, unite până în 51, a spus: am fost primii care am introdus tempoul accelerat în muzica gospel. Să știți că gospel are rădăcini puternice cu rockul. Fără mișcarea pentecostală, rockul n-ar fi ajuns niciodată atât de aproape de inimile oamenilor. Aceasta este Woodstock-ul. Jesus Movement. Stan Moser, în noiembrie 95,
unul din pionierii lui CCM, Christian Contemporary Music, după 26 de ani de serviciu a părăsit CCM-ul. A scris un articol în Christianity Today în 96 cu titlul Am creat un monstru. Deci omul recunoaște. Bine că s-a pocăit. Un altul, veteranul CCM Steve Camp, declara: sunt împovărat și zdrobit de starea actuală a CCM. O industrie care n-a făcut decât să-l abandoneze pe Hristos. Măcar e cinstit. Rockul, rhythm and blues, jazz, pop, bossa nova sunt producțiile lumii. Acești muzicieni CCM iau materialul păcătos și spun: le vom folosi în favoarea celor duhovnicești. Dar asta nu se poate. Nu e nici logic, nici biblic. Bakayoko a luat un interviu lui Rick Shorter. El e cu nevasta în poză. Tipul a fost directorul show-ului Hair de pe Broadway, convertit la adventism. Ce mă bucur! El spune: la început credeam că pot să dezinfectez niște muzică rock mai veche și cântări de suflet, transformându-le într-un gospel acceptabil. Acum însă realizez că nu poate fi niciun compromis cu lumea și cu muzica ei, cu distracția sau cu filosofia ei. Un tip, Joe Myers, misionar baptist în Africa, a mers cu mașina, brum, 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 și pentru că în spate erau vreo 6 negrotei înghesuiți unul într-altul, a zis: hai să pun niște muzică luate de la centru, de la centru baptist. Și a băgat-o, pac, și a început, du, 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 du. Și ăștia, fac ochii mari. Și spune, unul din ei m-a întrebat: vrei să spui că muzica asta se cântă în bisericile noastre din America? La daul meu? Bă, și neașul mi-a răspuns: oare vă dați voi seama că voi chemați spiritele rele prin muzica asta? Eram la Toronto în 2000, la Convenția Generală, pentru promovarea lui Adventist Music Society, AMS. Și aveam booth-ul lui Samuele Bakayoko, eram la capătul mesei lui și aveam materialele, promovam ideea unui front împotriva invaziei păgâne în adventism. Și a venit un negru. Era layman, adică prezbiter dintr-o biserică din Nigeria, undeva în inima Africii. Și a spus: noi când ne-am pocăit, ne-am lepădat de astea. Văd că acum voi le luați de la noi după ce le-am aruncat. Omul era foarte dezamăgit. Că era pentru prima dată când participa la o conferință generală și era încurcat. Acum noi ce facem? Ne mai pocăim sau nu? În 1901, la Indiana, în 900, s-a întâmplat un eveniment la care a fost martor Stephen Haskell. Haskell a fost unul din pionierii din al doilea val, a doua generație de pionieri adventiști. Și el scrie sorei White: este dincolo de puterea mea de a vă descrie cele petrecute. Au amestecat o orgă, măcar era orgă, un contrabas, 3 viori, 2 viole, 3 tamburine, 3 cordi, o tobă mare militară și încă câteva instrumente. Și el continua: în cort s-a produs o mișcare în ritmul celei de pe podium. Când melodia urca sus de tot, nu mai auzeai niciun cuvânt din ce cânta adunarea, ci doar țipetele celor pe jumătate nebuni. Și încă nu v-am descris nimic din scenele acelea de fanatism. În viața mea n-am văzut atâta confuzie sau ceva asemănător. Și Sorait răspunde: Duhul Sfânt nu se descoperă niciodată în asemenea nebunie de zgomot. Aceasta este invenția lui Satana, prin care să-și ascundă metodele ingenioase cu care să facă fără efect adevărul prezent, adevărul curat, sincer, înălțător, înnobilator și sfințitor. E mai bine să n-aveți niciodată închinare asociată cu muzica decât să folosiți instrumentele muzicale de care mi-au scris cei care au fost aceste adunări. Nebunia zgomotează, șochează simțurile și pervertește ceea ce, dacă s-ar fi folosit corect, ar fi fost o binecuvântare. Și încheie: lucrurile care s-au întâmplat în trecut se vor petrece și în viitor. Sora White, în 1900, a spus că se vor întâmpla. Satana va face din muzică o cursă. Manualul comunității,
orice melodie în stilul muzicii jazz, rock sau alte forme înrudite, sau orice alt limbaj muzical care exprimă sentimente ieftine și triviale, trebuie să fie înlăturate. Am un epilog de două poze. În Almanahul Lumii și Cartea Performanțelor, Book of Facts, din 97, se publică sfârșitul a 321 de staruri rock. 49 morți prin consum de drog și alcool. 44 sinucidere în nec, otrăvire. 42 atac de inimă. 41 accidente rutiere de motocicletă. 32 cancer. 21 cauze misterioase necunoscute. Satana are și el uneori relații directe cu ei. 20 asasinați și așa mai departe, electrocutoare, boli, sida, accidente aeriene, incendiu. Aici se oprește prezentarea cu o codă. Impresiile vin și pleacă. Sigur, demonstrarea atâtor argumente și atâtor cazuri nu poate pe cineva să-l lase nesimțitor. Dar dacă nu ne fixăm de ceea ce știm sau ceea ce ni s-a descoperit că este adevărat, și dacă nu spunem de acum hotărât nu, vom uita aceste lucruri și vom spune la urma urmei, nu e chiar atât de rău, sunt exagerări, e fanatic, fanatism, trebuie să fim echilibrați. Asta este muzica la ordinea zilei, e un limbaj cu care se vorbește azi. Înainte, oamenii nu purtau cravată, aveau bărbi. Azi au cravată și n-au bărbi. Poftim, este o alternativă, e o chestie de modă, trece. A fost un personaj, l-a chemat Ulise, un personaj de legendă cu care închei. Închei etapa aceasta, mâine ne întâlnim pentru stiluri și analize atelier. Și spune că acest Ulise trebuia să treacă cu corabia prin Marea Sirenelor. Sirenele erau niște ființe închipuite care nu există. Sirenele cântau însă atât de miros, atât de fermecător, încât marinarii înnebuniți de cântecul lor se zmulgeau de la vâsle și să le prindă, să reau în apă. Și rezultatul? Se necau. Era doar un joc. Era doar un joc al sirenelor. E bas, vă dați seama, cu fețe frumoși, nu e adevărat. Dar așa credea, așa ziceau oamenii, legende. Și când Ulise trecea, a trebuit să treacă, a spus, sunt om. Nu voi rezista. El mergea spre casă, spre Penelopa și Telemac, soția și băiatul. Și a zis, vreau să ajung acasă. Și eu știu că nimeni n-a rezistat cântecului. Cântecului sirenelor. Cântecului care poate fi rock, jazz, blues, swing, ce vrei, cântec. Voi face însă un lucru. Deși sunt om, sunt și lider. Un lider trebuie să înfrunte aceste lucruri. Marinar, la mine! Și-au venit marinarii. Luați ceară, a topit ceara, înfundați-vă urechile. Dar înfundați-vă urechile. Și-au îndesat marinarii urechii, nu mai auzeau nimic. La vâsle. Voi doi veniți și legați-mă. Mai tare! Și mai tare! Și l-au legat cu corzile, coardă marinărească, încât era una cu catargul. Și acum dați-i drumul prin Marea Sirenelor. Urechile goale. Și când a trecut pe acolo, vreau să trec! Și se zmulgea. Din fericire s-a legat. Eu sunt slab. Eu sunt din carne. Eu vorbesc de mine. Și spitele nu mă lasă rece. Nu sunt cu aripi, nici nu sunt glorificat într-un trup glorificat. Sunt într-un trup păcătos. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că deși simt toată atracția păcatului, acolo unde am punctele mele slabe,
am hotărât să mă leg de Hristos ca targul meu. Și funia relației cu El e atât de bună, nu eu, funia, încât chiar dacă simt că fânul mi-atrage limba, nu mă pot deplasa. Dumnezeu să vă facă hotărâți, să aveți principii statornice. Și dacă e nu, e nu pe veci. Și dacă am CD-uri, să le arunc. Dacă am lucruri care mă leagă de diavolul, știți că rocul este un medium, pornografia e un alt medium prin care satana domina. Am citit, m-a interesat demonizarea. Și un om, un expert în demonizare, a spus căi de demonizare. Cum intră diavolul la tine? Și erau astea două care mi-au rocul, jazz rock, așa, și pornografia. Sunt căi prin care diavolul pune laba pe noi și gata, suntem robi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și nu uitați, impresiile vin și pleacă. Principiile sau deciziile care le luăm să fie prin relația cu Hristos niște funii care să ne ține permanent lângă El. Amin.